Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Să mă ridicați. Încet, nu mă încet, da? Am pus-o aici, nu știm dacă vă... Apasă pe față, hai că pe față. Din... Hai că merge. Din genunchi. Așa, așa. Și pășești acum cu stângul. Cu stângul? Cu stângul, hai că te țin eu. Să nu te lăsa numai pe noi că murim aici. Hai, așa. Stai să mă îndrept odată de spate. Așa. Cum am amețit de la înălțimea asta? Nu sunt obișnuită? Dar cu spatele ai zis că n-ai nicio problemă, cu tocul era. Cu stângul. Și cu dreptul. Tu ai, doamne. Nu se poate așa ceva. Hai să încercăm. Nu se poate să o punem aici și să o filmăm la orizontală. Exact, să, pară, după aia, să rămână de tot așa. Lăsați-mă un pic singură. Hai, nu, vezi, hai. E, pot, e o încercare. Pot, mă concentrez. Rămâi aici. Pot. Adună-te, tragi un pic de tine, depășește-te. Depășește-ți condiția de blondă tunsă scurt. Du-te, du-te. Du-te. Wow, wow, că te duci la live, la colegi. Wow. Pot. Vezi că da, da, stai liniștită, că știu. Băi, asta da, provocare răsărită de pe fiu. Ești cât bine de înaltă, tu îți dai seama. Nu, ești mai înaltă. Am primit ieri provocări de la colegii noștri de trust, de televiziune, de fapt, nu numai de trust. Și una dintre ele zicea că tu să te îmbraci în fustă și să fii încălțată cu tocuri. Eu să-mi iau sacou, da, să și cravată. Eu nu prea am înțeles, dar... Încerc. Pe tine te-au vrut așa că au spus că ești cel mai drăguț dintre noi. Și au zis, zis chiar așa, nu te-ai alintat. O să vezi pe material. O să vezi pe material, colega a spus așa. A zis să fiu drăguț și nu știu prea bine ce înseamnă asta. Adică da. Să fii cum ești tu, așa blank. Da? Să stau cu zâmbet și din alea? Exact. Hopa, hopa. O zboară, puiule, zboară. Propun să dați niște imagini din regie, că nu știu cât mai putem să ținem. Să ținem pe fată. Hai jos. Hai jos că e bine. Lasă, am început bine. E ok. Nu vom mai face asta. Da. Provocări răsărite de pe fix pentru Blondozaura, Cucu Kong și Moldozila. În fiecare dimineață să vorbiți ceva frumos la adresa producătorului vostru, Ovidiu Mărginean. Am o provocare pentru botezan, să se îmbrace o săptămână în costum cu tocuri de 10 minim centimetri, cu fustă conică mulată și cu bluze decoltate. Bun, pentru Cucu Kong să se îmbrace în costum cu butoni de azi dimineață, cu butonii de azi dimineață, cu cămașă din aia mulată, slim fit. Și pentru Moldozila? Să fie la fel de drăguț. Vreau să-l văd pe Cucu. Pe Cucu, nu pe Cucu, pe Cucu, făcând într-o dimineață revista presei numai pe teme politice. S-a făcut rubrica meteo, mi-a plăcut când a făcut rubrica meteo. Mi-ar plăcea să faceți cumva, să puneți mână de la mână, să-mi dați și mie o cană răsărită de pe fix. De mult aștept după ea. Tot comentez acolo pe Facebook ca un apucat și nimic n-am primit, niciun semn de apreciere. Și pentru vineri aș vrea să-mi faceți o poezie numai mie, voi trei. Nu unul în particular, e o muncă de echipă. O ultimă provocare pentru toți trei din răsăriții de pe fix, să spună mai des numele noastre în emisiunea lor. Dacă se poate, Servus, Toc, Tibi, Bogdan și Cristina. Pentru tine o provocare, la fiecare jumătate de oră, să te lipești de perete în picioare și să cânți Cucu, ca și cum ai fi un ceas de perete, pentru că ai un cuc în emisiune. Genial! Cucu Kong ce să facă? Să-i aduceți o bicicletă, un aparat de fitness și să lucreze, să vedem când ajunge la talia lui Moldo. Așa. Și Moldo? Să-l supravegheze pe Cucu. Cucu! Mai frumos, mă! Așa cântă Cucu. Cucu! Tu cânti ca o pupăză handicapată. Cântă mai frumos.
Cucu? Nu, mă. Cucu. Cucu. Ia, stai. Cucu. Stai să învăț, că nu știe. Deci nu așa. Femeie, nu știe nimic. Deci fii atent. Îl ții aici așa și faci așa, da. Da? Bun, ca să fie mulțumit colegul nostru de la Made din Transilvania, George Petrone, hai, da? Hai că ne vine nouă rândul și la voi. Cucu! Exact. Cucu! Exact. Cucu! Exact, bravo, perfect. Bun, eu ce trebuia să fac, să-l supraveghez pe Cucu, da? Da, cât fac cu bicicleta. Și stau așa. Exact. În continuu. Bine, acum, Dragoș, tu știi că noi suntem prieteni de azi, nu? Da. Deci pot să mă... să nu mă supraveghez chiar ca la școală, la examen. O să n-am înțeles chestia cu să fie... drăguț, tot la fel, la pentru fel ca tine sau zis, cum? Nu, urmam după tine. Tu, deci tu trebuie numai să fii tu, Dragoșele. Nu cred că am înțeles bine. Lumea nu vrea să te pună la încercări, să își bată joc de tine cum o face de noi. Da. Fericitule. Cred că era vorba de a fi cu ochii pe tine și de a lua din stilul tău. Să iei din stilul meu. Da. Îți dau să ce vrei din stilul ăsta al meu să-ți dau? Butonii. Butonul ăsta cel da. Ei, colegii noștri ne-au provocat. Vă așteptăm și pe voi să ne provocați la cele două numere de telefon 0264-504-864 sau 0264-504-865 sau vă așteptăm acolo pe Facebook provocări răsărite de pe fix, o să vă și premiem. Așa că repede facebook.com/răsăriți-de-pe-fix.ro. Era vorba de revista presei, da. Să faci revista presei cu știri politice. Tibi mi-a zis să citesc numai știri politice pentru că știe că nu suportă asta, el face numai asta. Și atunci am să-l ascult și am să fac chestia asta. Bun, păi ne apucăm de treabă. Revista presei. Avem un telefon? O secundă numai. O telefon de radio, secundă. Alo! Și noi să stăm o secundă? Păi nici n-ați văzut ce nod fain am. Știți cum purtau fetele astea? Îmi ziceau fetele de la machiaj azi dimineață că sunt o țărănistă extremistă. Asta sunt eu, mulțumesc! Nu-i vorba de partid, Dana. Nu. La mare se purta, nu? La mare. Și la discoteca de la mare. Fetițele sunt goale. Până așa ne era, sună... nu? Să nu mai cânt, bine, nu mai sunt cânt. Sunt goale la mare. Până ne sună telespectatorul, telespectatoarea să ne provoace sau cine știe ce să facem, putem să începem. Hai să începem cu Servus Cluj. Apropo, știți că astăzi să vină un coleg de la Servus Cluj să ne ia el nouă interviu, pentru că noi ne-am cam săturat să luăm interviul, s-a schimbat puțin placa. Foarte bine, foarte da, bine. Da, și dacă tot ne zici despre... cei pe care vom avea invitați, trebuie să spun, trebuie să anunț neapărat că astăzi vom avea pe Mihaela Tivadar, componenta lotului național de handbal internațională, o jucătoare de bază a echipei de club Ujolidon și a Naționalei României. Ei, eu dacă mi-am luat tocuri, am zis că să-mi văd și puțin Rueda de Casino, o să avem mai târziu dansatori, să dansăm frumos în emisiune și Gina o să vină să ne explice cum se face un makeover. Cred că am reținut bine. Makeover. Yep. Makeover. Sau un make-up. Cucu, tu? Eu nu prea am astăzi invitați. Mi-ajunge că m-am îmbrăcat așa fain. Știi care e provocarea mea pentru tine? Că nu m-ai întrebat, apropo. Nu te-a. Scuze-mă, ce provocare ai pentru mine? Din 10 în 10 minute, dacă eu am făcut ca și Cucu. Deci dacă eu o să fac ca și Cucu la frete din jumate în jumătate de oră, pentru că așa avea colegul nostru bun, George. Tu o să-mi zici cel puțin o jumătate la jumătate de oră cât e ceasul, că nu mi-am adus atunci. Bine, zic eu. Bun, așa. Bun. Dar ne mai dăm provocări încă între normal, noi? Normal, okay. Pisi. Așteptam pisi, să ne dea lumea. Pisi, că el e cel mai drăguț dintre noi. Pisi. Spune, spune. Și tu o să mă zici din când în când, așa că n-am eu chef, da. Cât e un ban cu moldoveni. Ok. Ba. Perfect. Revista presei, dragilor. Servus Cluj, mielul de Paște a ajuns un lux. Sărbătorile de Paște vin cu vești proaste pentru cei care țin la tradiții. Carnea de miel autohtonă va fi mai scumpă cu 20% față de anul trecut, iar cea de import atinge prețuri record. Păi, parcă săptămâna trecută citeam că o să fie ieftină carnea de miel anul acesta. Ce s-a întâmplat? S-au scumpit miei între timp, așa cum s-au scumpit și ouăle și așa cum se vor scumpi toate în perioada Paștilor și nu vom avea pe masă să punem nimic. Dar o să ai probabil ca la detergent un miel și cu scoci pe el cu două ouă. Să fie cadou, știi? Ia mielul acesta și vei avea gratis două ouă. Genial! Da, îmi plac promoțiile! Drag!
Rabla, afacere profitabilă cu vouchere, citim în City News. Vânzarea de vouchere este o afacere profitabilă pentru mici afacerici care nu își permit să-și cumpere o mașină nouă. Începând de ieri, cetățenii se pot adresa firmelor colectoare pentru casarea autoturismelor vechi sau pot valorifica vouchere pe piața neagră. Există o piață neagră a voucherelor. Dacă vă amintiți de domnul Jean, care ne sună mai tot timpul, oh, da, știți că la început totuși promova o mică afacere cu un vecin de-a lui cu vouchere? Expirase, abia expirase programul Rabla, uite acum are început și ne tot folosea timpul ca să-și facă promovare la ce avea. Știu, mașina lui Cucu poate să intre la Rabla. Mai degrabă a mea. Copile, copile, mai cheamă-ți un miel cu două ouă și un câine. Și zic că acum ai voie să dai, să ai trei bilețele de alea vouchere de la Rabla. Știi, înainte era numai una. Aveai voie o mașină. Depinde de compania, de dealerul de la care îți cumperi de mașina. De ce merg toate? Că la unii merge cu trei, la unii numai cu una. Și de multe ori un voucher e mai valoros decât o Dacia veche. Ajunge până la 3800 de lei. Trecem, cum am spus, la revista presei cu politică. O să încep și o să vă zic din tot adevărul, numai politică. Mircea Baniar, senatorul și pagă în popor, parlamentarul Mircea Baniar a fost trimis ca în corupție, da? Deci pagă și prin un grup organizat economică, da. Pe cealaltă pagină avem șeful pe cenul, nu înțeleg niciodată, Mircea Baniar, președintele partidului, a declarat pentru adevărul că Baniar va fi exclus din Partidul Comunist în cazul conformei organizației. Avem în pagina 6, Elena Udrea a obținut desigurarea lui Zizina Preda, propunerea oficială sancționare a fost depusă de la PDL București. Biroul permanent, prezidentul a votat excluderea Partidului European Parlamentar cu Cristian Preda. Bineînțeles, foarte important să nu uităm, în favoarea excluderii s-au pronunțat memoria anticorpului PDL, în timp ce Cristian Preda a un singur membru obținut, da, național. Avem lângă, opoziția se întoarce în Senat și atenție mare, foarte important, liderul PSD Vigo Ponta a anunțat că senatorul a renunțat la grevă în senatul lucrării Senatului. Renunțarea la grevă în contextul în care președintele independent și agenda schimbarea raportului foarte, foarte rău. Mă tem, numai mă tem să nu-l ia la live. Mai avem, da, un USRD și cu PDL și PP. Nu mă pic. USRD întrunește 84%, atenție mare, 84% din intențiile votate la agenda realizat prin zisul în luna ziarului. Cam asta a fost revista a presei politică la noi în emisiune. Superb! Mulțumim! Mai citeam un titlu, mă angajau la live. Bun! Da. Nici nașterile nu mai e ce era. Nașterea durează mai mult acum. Da. Asta am aflat din evenimentul zilei. O naștere durează astăzi în medie cu 2 ore și jumătate mai mult decât acum 50 de ani, arată un studiu american care se bazează pe datele a 150.000 de femei. Deci chiar documentat studiul ăsta. Explicația e că mamele din secolul 21 sunt mai în vârstă, cântăresc mai mult decât cele de acum jumătate de secol și în plus mai bine de jumătate dintre mame, dintre cele care nasc astăzi, solicită anestezie epidurală, ceea ce prelungește nașterea cu 40-60 de minute. Am înțeles că și, și copilul pe perioada de criză stă mai puțin în vârstă, între 3 și 4 luni. Cu 5 zile mai devreme, da, ca să nu consume din resurse. Da, 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 da. Eu îmi imaginez pe nebunii aia care chiar stau și fac studiile astea și stau așa cu ceasul și se uită, asta e 2 ore, acum mai 3, acum mai 4 și fac o medie. Cât și de nebun trebuie să fii? Cineva e și plătește. Frumos, nu? Ăsta e unul dintre studiile care, să zicem, că au un rost. Dar sunt multe studii la care se descoperă, de exemplu, ale engleze, știi? Cercetătorii englezi au descoperit că studiile lor nu folosesc la nimic. Frumos. Pe prima pagină, Monitorul de Cluj aflați că o să râncezi în chirie. Pam, pam! Piața crește, dar e nesigură. Prețul apartamentelor din Cluj-Napoca a înregistrat în martie cea mai mare creștere din țară. Vai, ce vești bune! Iui! După un început de an care a consemnat 2 luni de scădere consecutivă a pieței imobiliare, a venit și revigorarea de primăvară. Asta numesc ei revigorare. Prețurile apartamentelor din Cluj-Napoca au crescut în martie cu 0,6%. Propun, dragi colegi, să ținem un moment de reculegere pentru apartamentul care nu o să l-am niciodată. 1, 2, 3 și... Momentul tocmai a trecut, trecem în adevărul la câștigătorul, la câștigătorul Loto, care a câștigat de 2 ori mai mult decât orașul său. Nu decât a câștigat orașul tău, decât costă orașul.
Deci, nu, n-ați avut niciodată treabă cu chestia asta. Ați văzut că la loto de fiecare dată, ori câștigă un bătrân de 70 de ani, care, nu știu, face biserici ca becalii, ori câștigă o țărâncuță de la țară, analfabetă total, toți banii aia cu care probabil bea, face biserici sau îi bea ca becalii, ori câștigă unul care e pe jumate ori evreu, ori ungur, ori altceva. Deci niciun om așa normal ca noi n-a câștigat niciodată la loto. Deci Cucu, normal ca noi foarte politică, e corect. Sau normal că mi-a zis Tibi de la, se pomenesc de ei, Tibi sau Bogdan sau Cristina de la Servustoc. Niște oameni normali ca ei, măcar atunci. Uite că am pomenit de voi. Mi-aduc aminte de un caz de acum câțiva ani, de un câștigător de la loto care refuzase toate planurile alea de investiție pe care le oferiseră consultanții aia, tot felul de planuri deștepte. Și a vrut să investească în 3 magazine ABC, la el în comună și în comunele din jur, și să-și ia vreo 12 mașini românești. Frumos, frumos. Absolut a creierat. Deci, sigur, o investiție sigură care probabil merită. Fii atent, fii atent. Avem aici unul, iară, foarte fain. Cazul bucătarilor jandarmi. Deci, fii atent. 15 jandarmi au făcut plângere împotriva conducerii unității. O acuză că au pus în posturi de ofițeri rude care erau bucătari. Deci acum dacă te prinde un jandarm că ai făcut ceva rău, poate îți oferă o prăjitură în loc să-ți tragă un bulan pe spate. Cea mai dulce meserie este la jandarmerie. Da. Și mecanici. Știi, mecanici. Umblă la bani să-ți ia. Avem un telefon, cu îi spunem bună dimineața. De Constantin îi spuneți bună dimineața, vă deranjează din nou Germania. Constantin, bună dimineața. Constantin, tu ne-ai mai sunat? Da, corect. Așa, ia sau... Ținu minte că e la radio și ține minte vocile. Constantin, ia-ți auzim în care este provocarea ta răsărită de pe fix pentru noi. Provocarea mea răsărită de pe fix, sincer, nu va fi nicio provocare, vreau să vă spun că sunteți ok, sunteți perfect și rămâneți așa cum sunteți voi. Nu? Păi o provocare, da, că noi eram obișnuiți cu critici de asta. Nu. Criticile le oferă cei care poate au ceva de spus sau ceva de comentat mai mult decât ar trebui să fie. Sincer, dacă vă urmăresc foarte multă lume și de dincolo, credeți că sunteți, să fiți sigur că sunteți ok. Mi-am dat seama. Nu vrei să fac o sfoara? Nu. O ața. Nu, ce să vă spun. Vă mulțumesc că să existați, m-ați spus și de la trecută și rămân alături de voi. Rămânem alături de voi, că suntem mai mulți. Cum este vremea în Germania? Bă, e ok, e super, adică e bine. Da, cel puțin în München. Ultima dată vreau să te întreb cum se spune răsăriți de pe fix în germană și s-a întrerupt. A, vreți să vă spune... Alo? Mă auzi? Vreți să spune... Da, v-a spus foarte bine acum, da, vă auzi. Bun. Ultima dată te-am întrebat cum se spune răsăriți de pe fix în germană și chiar atunci s-a întrerupt telefonul. Da. Zine acum, cum se zice? Da, să vă spun acum să zice practic în germană? Da. Să vă spun data viitoare. Să vă țin în suspans. Să vă țin în suspans. Bine. Ține-ne în suspans. Nu există un termen în germană pentru așa ceva. Ba, sunt câteva, să spunem, expresii care ar putea să rimeze cu ceea ce se vede, dar așa cum spuneam, va fi un suspans până data viitoare. Bun, e mai bine, așteptăm telefonul. De fapt, data viitoare va fi ceva de genul ăsta. În momentul când voi răspunde, vă voi spune direct în germană cum se spune o expresie asemănătoare. Și va trebui să răspundeți și mie tot în germană. Bun. Da, bine. Lasă că mi-au eu dicționar până atunci. Bine, Constantin. Mulțumim. Cu dicționarul nu fac nimic, vorbesc de expresii, vorbesc de conversație. Atunci îți mulțumim frumos pentru telefon și să ai o dimineață răsărită de pe fix acolo în Germania, la tine acasă. Mulțumesc, noi așteptăm să intre și Gina în direct și după aia mergem în job. Se rezolvă, lucrăm la asta. Ok, bine. Serus. Uite, oameni care au milă de noi. Vezi, mă, să uită oameni din Germania la noi, mă. Tu trebuia să faci sfoara, eu ce să fac, sârma. Știi, era moldovenii sârma. Putem să facem emisiune acolo. Da. Mai am una chestie. Vreau să zic o singură chestie, că am zis că zicem și chestii bune, da? Deci avem aici inventat la Cluj, de la gladiole la beton ecologic. Trebuie să zicem asta, da? Deci ultimele invenții ale cercetătorilor clujeni, deci nu e englez, Dragoș, știi, ăia care au probleme. Noi soiuri de gladiole și plante medicinale, da? Prima rasă de iepuri
da, concepută în România, și betonul ecologic, da, au fost premiate de români. Deci, atenție, o avem pe Lenuța Mirela Chiș, invitată în ziar, bineînțeles că noi... Ce înseamnă beton ecologic? Că nu-ți dăunează dacă muști din el, că nu, e nu natural? Se sparge. Ah. Nu se sparge și... E ca și chestia aia, cum erau alea, pungile și alea biodegradabile. Deci îți faci bloc și cam în 2 ani se duce blocul pe tot și nici nu știi când te trezești în stradă. Dar nu lași mizerie în urmă. Mare pe beton bio, dacă mă împiedic cu tocurile, mă julești? Nu te julești deloc. Clar, nu. Te faci și mai frumos. Ai, dă-mi pace! Mai frumos decât ești, deci nu știu cum, dar... Nu! Ca împachetarea cu nămol, numai că e împachetarea, da, cu beton. Deci să vorbim și de oameni care fac ceva. Bun, bravo! Am terminat și am scăpat și de politică! Cuco a nebunit, publicitate!